Un celebru regizor român a trăit clipe de groază în Miami. Alex Ceaușu a simțit pe pielea lui furia dezlănțuită a uraganului de categoria a 4-a Irma. Ceaușu s-a trezit blocat într-un hotel aflat pe malul Atlanticului. Iată cine a declarat. S-au adunat foarte mulți nori negri deasupra clădirii în care ne aflăm. A început să și plouă de câteva momente bune, iar printre clădiri se aude așa un șuierat de război. Regizorul Alex Ceaușu a trăit momente de coșmar în Miami. De 3.400.000 de oameni au rămas fără electricitate în Florida, iar Miami a fost parțial inundat. Populația a fost alarmată și a luat măsuri pentru a trece cu bine peste furtuna care a ajuns în Florida, cu o viteză a vântului de peste 160 de km la oră. Supermarketurile au fost golite, iar turiștii izolați s-au înghesuit să-și facă provizii de apă și de alimente. De joi s-a dat mandat de evacuare, toți cei din din Miami Beach, în general, li s-au sugerat să evacueze. Nu e o evacuare forțată, cine vrea rămâne, cine vrea rămâne pe cont propriu, cine vrea să plece, spre binele lor, e bine să plece. Ei sunt pregătiți, adică nu e așa cum ne ia pe noi o zăpadă pe nepregătite. Aici autoritățile sunt pregătite și cunosc fenomenul cu siguranță, pentru că văd la fiecare col de intersecție mașini de pompieri, de poliție, s-au montat generatoare și pompe care scoată apa. Inclusiv benzineriile și majoritatea marketurilor sunt închise. Benzinele au rămas chiar de joi fără combustibil. Toți cei care au plecat au fost evacuați, au făcut plinul mașinilor și au plecat. Regizorul Alex Ceaușu a preferat să rămână sechestrat în hotelul în care a fost cazat până ce uraganul Irma și-a făcut de cap pe plajele din Florida. Cel mai rău a fost ieri, când uraganul a atins coasta de vest. S-a putut ieși pe stradă, că dacă ieșea pe stradă te arestau. Probleme cu siguranță au fost la case, probabil au rămas fără acoperișuri, iar în downtown, în Miami, au fost inundații foarte mari. Oceanul a intrat în oraș azi noapte, adică, mă rog, până la lăsarea serii a trecut Irma de noi și după a mai rămas așa niște vânturi și ceva ploaie torențială. Acum românii noștri abia așteaptă să se întoarcă acasă nevătămați. Sunt convins că în câteva zile autoritățile vor debloca și vor curăți tot și se va deschide și aeroportul ca să venim acasă. Când trebuie să veniți? Eu trebuie să ne întoarcem pe 18 septembrie, dar mai avem un bilet care ne-a fost amânat să ne dea cu prima ocazie când se deschide aeroportul. Uraganul Irma a fost catalogat ca fiind una dintre cele mai violente furtuni care a lovit Atlanticul în ultimul secol și a făcut ravagii în insulele Caraibe, provocând moartea 25 de persoane. Potrivit statisticilor ONU, peste 37 de milioane de persoane au fost afectate de uragan și aproximativ 170.000 de gospodării au rămas fără energie electrică.